Pentru 500 de mii de ore te-ai bate cu un gang de canguri. Calilor, ce faceți? Roșilor, suntem aici cu ratatul de frate și cu cam fiecare clip, asta este din nou un clip foarte prost. Mi-ai dat cu muc pe față? Nu. Mi-ai dat cu muc pe față? Noi facem o chestie zilnic, la modul, nu știu, mâncăm ceva și zici, bă, pentru 1000 de euro ai face aia și ăla zice, da, nu. Și ne-am gândit, bă, hai să facem un video, bă, pe treaba asta. Așa că dacă vreți să mai facem un clip, hai să facem în primul rând 30.000 de like-uri și în al doilea rând, să mă urmăriți pe Instagram, bă, să fac și eu odată 300.000 și asta cât vrei. Cât am 100.000. Pe bune, bă, că, bă, suntem așa jos, bă, pe Instagram, și nu ne urmăresc oameni pe Instagram. Eu înțeleg, ăsta e urât și eu n-am păr, dar totuși merităm. Pentru 100.000 de euro, ai sări într-o piscină plină cu balegă? Bă, rata, gândește că îți 100.000 de euro, bă, adică faci, faci bomba într-o balegă ratat, o să iasă greu mirosul, dar te speli și... Păi bă, rata, gândești... sau nu? Ai sărit sau nu? Păi stai ăla, că gândește ăla. Dar sărit pentru 10.000. Bă, rata, tu-ți 100.000 de euro, sari într-o balegă. Și ce faci, bă, dacă sari și nu-ți pui mâna la nas? Dar ce îți speri așa, tragi? Nu, proste, acolo. Și-ți intră așa balegă prin seama. Căile nazale și-ți nu, rata, prin arterii. Dar îți dai seama că o să fii plin de căcănescu și așa, dar după te speli, bă, te dai... Da, ok, da, s-ar fi filmată. Bă, rata, tu-ți 100.000 de euro, ești rata. Eu aș sări. Gata, eu sar și pentru... Și pentru 10.000. Și pentru 1.000. Nu sare o pușcă, mă. Îmi repar mașina acum. Pe bune, frate. N-ai sărit? Ai sărit sau nu? Atât, nu! E ratat. Bună întrebare. Bun, okay. Nu, că nu vreau să ne lungim. Pentru 50.000 de euro ai mâncat o bilă plină de muci? O bilă făcută din muci. Ratat, m-am gândit și eu la întrebare. Deci cât pentru 50.000 de euro? 50.000 de euro. Bă, o bilă plină cu muci? Da, îți cumperi un Volvo cu 50.000 de euro. Ratat, cât de mare e bila? O bilă... Dar e meatball! Îi pârjoala! Te-ai uitat! Dar mucii mei? Dacă mucii mei, da. Da, sunt mucii mei. A, mucii mei, da, îi mănânc, bere, asta e ca pe cafe mări. Pușca, pentru 10.000 rata, păi smucii mei, tu ai face o sau nu? Da, băi, 50.000 de euro, da, și o bilă de muci, păi eu mănânc muci fără să primesc bani. Rata, nu spune asta, nu spune asta, că nu e. Mai punem noi două întrebări și după care vă adresăm o întrebare voi și să răspundeți acolo în comentarii. Pentru 10.000 de euro, ai merge dezbrăcat prin oraș? Băi, dezbrăcat în pușca goală, adică... În pușca cu mâinile pe lângă cu... Nu! Ca în rast, știi? Când n-aș merge! Nici eu n-aș merge. Du-te, bă, dar am onoare, bă, am... Bă, rata, dacă n-aș fi cunoscut... Da, dacă erai gen bătut... Dacă n-aș fi cunoscut și aș merge în alt oraș. Da, așa, prostea! Da. Oricum de face... Da, da, să spun... Nu, n-aș, eu n-aș. Bă, rata, ești nebun. Mamă, stai ca să... Asta mă jur că... 500.000 de euro! Da. 500.000 de euro, jumătate de milion, okay, de euro. Ok, pe masă. Da, ai ținut o tarantulă în gură pentru 15 secunde. Fai să-mi frec... Neveninoasă. Băi, o tarantulă de-aia, uite așa mare. Dar cum a ținea și Billie Eilish în gură, nu? Da, ratat, nu, deci dacă îi scoate veninul, da. Nu, de... bă, stai ăla. Ratat, da, păi n-ai cum, bă, așa, că mori. Trebuie să-mi faci nimica, bă. Cum, bă? Păi dacă simte prea mult salivă de mușcă. Și măcar cum arată o tarantulă. Ratat, aș închide ochii și aș ține să moară. Deci avea, așa, acum 500.000 de euro, îmi iau casă, mă mut în Maldive. O tarantulă de-asta. Să o tarantulă de asta mai mare decât mâna ta, ai ține tu pe... Da, bă, aș face, bă, mi-aș închide. Bă, ești picât o mână de-a ta. Bă, m-aș pis pe mine de frică, dar să moare, dar... Bă, rata, 500.000 de euro aici pe masă, așa. Ce mi-ai putea tu să doarmă la noapte? Știi secvența aia din, da, așa, din Breaking Bad? Așa, da, frumos, patru, bam, bam, bam. Ratat, și după 15 secunde, bă. Aia e, poate ți-e frică, îi simți perișoria, dar 500.000 de euro. Noi aș face. Oricât nu. Mi-aș tăia limba după, bă. Mi-aș tăia limba și mi-aș face implant de altă limbă. Pentru 5. Da. Răspunsul e da, zic de pe acum că e da. Hai. Nu cred că e da. Ratat, pentru 500.000 de euro ai sări cu avionul, dar să fie 25% șanse să nu se deschidă parașuta. Hai, pușca mea, da. Ratat, un sfert, gândește că dintr-o sută, un sfert, șansele să nu se deschidă. Gândește-te, wow, ratat. Wow. Adică îs multe șanse să se deschidă, dar și șanse să nu. Ratat, și ori câștigi tot, ori... Da! Da, pușca, de ce? Dacă mori, ratat. Eu asta, eu am 16 ani, am 16 ani, m-am bucurat 16 ani de viață, da. N-a sări, ești ratat. Da, și după la 16 ani aș avea jumătate de milion de euro. Dar ratat, da, uite, dacă erau 5, și dacă erau 5% șanse, te gândești că, bă, știi cum gândești, mă, dacă nu. Eu n-aș sări, bă, mă. Mă, chiar am și o întrebare de genul, bă, fiat. Da, eu am zis că da. Bă, 16 m-am bucurat din. Pentru 10.000 de euro ai face bani într-o cadă plină de cândaci? 10.000 de euro? Da. Ratat. Nu există bani pe lumea asta.
îi dai să facă așa ceva. Mă jur, aș sta cu o tarantulă în gură sau pe mână sau pe față. Când aceea din bucătărie. Da, bă, ți-i vezi așa că... Bă, n-aș putea, uite, deci mi-i... Bă, scârboș, ce, deci aș sta cu șerpi, ratat. Ai sta cu șerpi acolo? Cu șerpi asta, așa încolăcit să mă... Trângul ăla de gât, dar cu gândaj, bă, bă, rata, gândește că stai așa și acum fug așa, nu, bă, lasă-mi, ia mâna, bă. Prin urechi și prin gură așa, nu o vreau, rata, nu există bani pe lumea asta să-mi dai să stau cu gândaj. Asta e și pentru voi, lăsați acolo un comentariu dacă ați face-o sau dacă noi citesc toate comentariile și dau inimă, bă. Pentru $1,000,000 ai stat 2 zile pe o plută în mijlocul oceanului. Ne vorbești de euro și nu spui dolari, bă, deci îți oferi euro, bă, rata. Tata, am zis așa, cam mix, nu știu. Și dacă chiar aș face asta și avea bani, ar trebui să-mi dai. Rata, aici... Ratat, gândește așa, mijlocul oceanului, rechin, bă, ratat, gândește seara, că de, deci mie, ai fost vreodată la mare seara? Băi, așa, din fricul și toate, ratat, gândește no, cu melodia de pe TikTok. Știu, ratat, și gândește că... Și gândește că să-ți vină o balenă, să faci de dată, sau în fața imi stânga dreapta, așa. Nu ratează. Gândește că e o furtună de azi seara, bă, cu ploaie în mijlocul oceanului. Nu, pușca mea, dăm toți banii pe lume. Nu există bani pe lumea asta. Să rămân eu seara în apă. Deci mie nu mi-e frică din tuneric. Bă, eu nu știu de voi, dar eu cred în sirene și în de-astea. Mă jur eu. Dar nu în sirenele astea. În sirenele de-alea urâte, rata. Bă, e imposibil, rata. Gândește cât de mare e oceanul. Știu, bă, și eu ai văzut și pe TikTok să-i scoprita aia. Da, eu cred, nu. Deci eu lăsați, eu nu. Tu da? Nu, pușca mea, m-aș două zile, n-aș putea. Bun, fii 2,000,000 de dolari. Ai bea o halbă de puroi de din coșuri. Să stoși. Rata, ce-mi păianjenă sus acolo. Mă, lasă-vă păianjenul. Zic. Ești prost, mi-ai auzit? Pentru 2,000,000 de dolari. Pentru 2,000,000 de dolari. Ai bea o halbă plină de puroi din coșuri, îți toarci coșurile și numai puroi adună. 2,000,000, bă, în pușca mea. Lire sterline, bă, îți dau. Puroiul meu. Da, bă, dar tot puroi e... Bă, tu vezi cât e bubată și eu, dar nu știu ce ca... Taci! Nu. Rata, imaginează-ți. Nu vreau să-mi imaginez, lasă-mă. De la galben, așa cum... Nu vreau, gata. Mamă, ce rău mi s-a făcut. Ai face-o sau nu? Nu! E random, dar totuși vreau să... Ia. Pentru 100.000 de euro. Ai sărit de aici? Asta te-am pus să șumă și pe viața mea, uite-o lacă! Și-am zis că e random, rata! Acum am pus-o! Uite-o lacă, fii atent că a salvat acum, să ți-o arăt! Ești prost, ce telepatie a fost asta! Sincer, telepatia fratelui! Rata. Și i-am pus exact aceeași întrebare pe același videoclip. Zira, tata, ai sări pentru 100.000 de euro. Da, și ți-am pus pentru 1,000,000 de euro, știam că nu o să faci asta. Uite, eu pentru 100.000 de euro aș face asta, dar tu pentru 1,000,000 de euro ai face asta? Tu, rata, nu există bani pe lumea asta. Dar ești... nu că să sar, să mă urc acolo. Deci nu există bani pe lumea asta. Rata, dar gândește la că când ajungi acolo, mori, nu mori, dar ce poți să faci după aia? Te gândești ce ai făcut? Bine, rata, dar spune unui om care ai frică din înălțime. Rata, am fost cu măta la barajul cheia bicazului acolo. Țineam măta telefon așa peste balustradă și făcea, bă, rata, mi s-a făcut așa, am crezut că leșinia, mamă, vin o leacă, mai încoa. Nu, că să facem poză, bă. În lemne, deci eu nu pot să mă uit așa, bă, îmi tai picioarele de... Deci nu există bani, n-aș face. M-au luat transpirațiile de la... Păi asta era o întrebare acum. Pentru 20.000 de euro, ai bea un pahar, gen din propria transpirație, să-ți torci așa transpirația. Bă, deci numai puroi, muci și transpirație. Așa mi-o gine și mie. Rătat, pentru cât 20.000 de euro? 20.000 de euro, bă, 20.000 de euro. Da. Nu. Mă, când iei 20.000, bă, rătat. Atunci ți-ai bunicea de, bă, când îți curgea, transpirai. Da bine, bă, una aia de pe față și stai de aici, de la sub braț, imaginează așa. Ți-i dice, de unde e urmă? O chestie galbenă, cu un fir de păr în ea, așa. Da, nu, lasă, și vezi cum ai scuipat. Putea ulei de măsline. Deci, care da sau nu? Nu. Bun, zi-mi. Tu da? Pentru 5.000 de euro i-ai dat bloc fetei pe care o placi? I-ai dat și pentru 10 lei. Da, că și așa nu mă cunoaști. Și pentru 5 play. Da, sincer, și acum. Pentru 5 play ți-ai oferit de pita. Da, 5.000 de euro și chiar îți dovedesc. Pentru 5 play. Un covric, doi covrici și o felie de pizza și e și mai bine. Cât, bă, cu 15 lei, două felii de pizza, două felii de pizza, bă. Și pentru 15 lei, rata. Deci da. 5.000 de euro, da, normal, ți-aș lua labra de mașină. Da, să-mi iau al golf, ești prost la cap. Da, hai, normal, și așa. Pentru 500.000 de euro, te-ai bate cu un gang de canguri. Pentru 500.000 de euro. Te-ai bate, ești prins. Gândești că camera asta mai stă cât 5 canguri și trebuie să-i bați cu ei. M-aș bate, bă, că la un moment dat, dacă chiar m-ar bate, știi, și mi-ar da mare... mare ciocată, dar m-ar lăsa la un moment dat în pace și... Ești prost de mănâncă, bă. Da, bă, și pentru 100.000. Și pentru 10.000 acum. Pentru 1.000.000 de euro. 1.000.000 de euro, da. Ai vrea să nu-ți mai vezi fratele 3 ani?
Da, pușa mea. Bă, ești nesimțite? Bă, da, chiar așa, te-am văzut de mai puține ori, din când ai plecat la Iași, te-ai mutat Iași după București, tot așa? Da, bă, dar odată la, adică cel mai mult cred că am stat 3 luni. Da, bă, dar 3 luni, sunt 3 luni și 3 ani sunt 2, 12 cu 12, 30. 12 cu 12 30. Taci alea că e. Bă, 12 ori 3, 3 ori 2, 6, 3, 3, 6. 3, 6 din luni, ratat. 3 luni versus 36 de luni. Bă, aș, bă, lua, aș lua banii până la urmă. A, mersi, da. Da, până la urmă, e greu, da? Ți-aș da, ți-aș da 500 de mii, n-am... A, doar 500 de mii, bine. Vedeți, jumii și jumătate. Bă, știi cum era? Frate, frate, dar brânzai pe bani. Brânzai pe bani, da. Ok, fiate. Hai. Pentru 10 milioane de lire sterline americane și congolezi, zice o fi, ți-ai construi casa visurilor tale, dar pe un cimitir în care au fost din război? Da. Ești prost. Ratat, deci ratat azi 10 milioane. Pușca mea, tu ai putea să dormi cu gândul că s-o mură. Dar ce, tu crezi că aici nu au murit oameni? Da, bă, de aici nu a fost loc cu mine, cu senzor, da, nu a făcut. Ratat, asta e și după aș chema o de aia să vorbească cu spiritele. Nu, n-ai voie. Da, efectiv, da. Ratat, 10 milioane de euro. Și dacă rămâi tu singur în seara aia și nu te c*** pe tine de frică. Asta e ratat. Lasă, cred că mor, leșin. Ratat, dar după pleci în Maldive, mergi la Machu Picchu. Nu pleci, bă. Dar n-ai voie, bă, și cât vrei să stai numai în casa aia, zici să o construiești acolo. Da, da, da. Nu, eu da, eu da, bine. 20 de milioane de dolari. Da, am pușca mea, orice ar fi 20 de milioane. Hai să zic, ai sta într-o cameră închis un an. Rata, gândește, o cameră, cameră rata, patru pereți, fără geamuri, fără nimic, nu doar cu mâncare bă, și... Nu poți, dar nici nu. Un an, rata, 20 de milioane de euro. Nu pot, bă, mă, fii 20 de milioane. Dar într-un an fac 20 de milioane de euro. Aoleo! Nu, bă, pușca mea, asta. Nici eu, că ai nebunii. Eu n-ai nebunii. Și faci 20 de milioane de euro, ce faci? Ești nebun. Da, ești nebun. Nu așa, n-ai nicio, ești nebunești. Pentru 5 milioane de euro. Bă, ești 5 milioane, bă, gândești. 5 milioane. Ți-era de sprâncenere și părul definitiv. Bine, părul deja nu mai e. Dar ți-era de sprâncenere și părul definitiv, bă, să fii. Aș fi super urât, dar m-aș duce numai în Bora Bora și-mi de astea. Ce faci, bă, te duce în Bora Bora și întoarce lumea. Aș face mișto, da, da, nu, da, mi-aș lua, da. Și așa aș vedea și femeia care mă place așa. Bine, nu, că aș avea bani, n-aș avea femeie. N-aș avea, dar prietenii mei, aș face mișto de mine, aș face clipuri, da, da, eu da. Îmi rad, ce, mă rad și în gură, tot. Îmi rad buzile, rău. Rămâne așa. Da, da. Eu acum 5 milioane aici pe masă, da. Acum mi le rog. O, așa frumuseți într-o chipată, Dumnezeu lasă rar pe bine, bine, bă. Nu, bă, nu. Eu da. Așa, eu, chiar, eu chiar așa. Pentru 1000 de euro. Ai mâncat un muc al unui prieten de-al tău? Eu da. Bă, să ai mucul cât de mare? Că... Da, da. Scot să dau mucul și-l mănânc. Gen așa? Dar nu te... Da. Da, eu da. Las muca, da. Și eu. Am un... Da, asta e. Iau mucul din ăla să-l mănânc. 1000 de euro. Profit. Da, e ba sublim. Investor. Pentru 1 milion de dolari ai sta într-un castel singur peste noapte? 1 milion de dolari? E și pe vremea aia de furtună, că ai s-auzi cu fulgere, cu d-alea. Bă, ratat. S-auzi așa cum șuieră vântul așa. Ratat, oricât îmi este mie de frică de spirite și de astea. Te c***i pe tine de frică. Asta, bă, ratat, cât 1 milion? Da. Efectiv, da. Bă, ratat, știi ce aș face? Mi-aș imagina eu cele mai urâte chestii. Cele mai urâte fantomii, îmi imaginez că mă torturează și după când, dacă chiar vine spiritul, asta e, asta e. Și dar nu știu sichele după, bă? Ratat, aș cânta, ce bine mă simt cu frații mei și aș face flotări și... Bă, unde, bă, pe vremea de capit într-un castel de nu trebuie să-ți ocup mintea curat, ce, deci oricum, din, eu bă, în castelul nu m-aș plimba, deci aș sta într-o singură cameră, aș încuia. Păi, băi, nașpa dacă stai într-o singură cameră. Bă, eu, deci, eu da, cred... da, da, da. Eu cred că aș muri, bă. Dar s-au luat în fac schema stânga dreaptă. Te apuci de aici cu stânga dreapta și cu stânga împingi. Bă, dacă chiar mi-l rupeam din greșeală. 30.000 de euro. Ai reface iarăși 12 ani de școală. No, mă, ce? No, n-ai, nu există bani pe asta. Să mi-i dai să mă rentă. Da, pentru 300.000 12? No. Bine. N-a arătat nici. Hai. 5-12 pentru... 5? Da, 300 de mii de euro. Nu, rat, 100? Nu există, bă, de la 1 milion în sus. Cam astea au fost întrebările, sperăm că v-a plăcut, să răspundeți voi acolo la câteva întrebări dacă vreți, eu citesc toate comentariile, dau inimă. Iar am uitat să zic să vă abonați și la canalul de gaming și la canalul la ratatul ăsta, le aveți pe ambele. Oricum e dacă nu dai 100 de mii de euro, nu știu, mă. Le aveți acolo în descriere, să ne urmăriți neapărat pe Instagram, că... În mila voastră, așa, dacă vreți, că așa România merge prost, măcar să mergem noi bine. Și ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Noi v-am pupat! Bum, bum!